unul dintre marile proiecte finanțate cu bani europeni din municipiul Buzău în anul 2022 este modernizarea pieței Dacia. Investiția totalizează 6 milioane de euro. Licitația este la final, iar dacă nu apar contestații, în câteva zile se va semna contractul de execuție a lucrării. Dacă nu avem vreo contestație, săptămâna asta trebuie să semnăm contractul. Deci a fost perioada de contestație de 10 zile și sperăm să nu avem această contestație pentru că iar s-ar mai lungi cu câteva luni și nu e deloc bine. Și bineînțeles că aici am alergat acest proiect foarte bine, în sensul în care avem și autorizația de construire, cu toate avizele, tot ce a însemnat treaba asta, și practic pot da ca primar ordinul de începere imediat. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că a trimis deja notificări celor care dețin în piața Dacia chioșcuri de carte și produse cosmetice pentru a elibera zona. Într-o lună de zile, până pe 15 ianuarie, să elibereze și spațiul, pentru că se va intra deja cu organizarea de șantier. Dacă iarna e mai blândă, cu siguranță vom începe șantierul chiar din ianuarie. După reabilitare, centrul orașului Buzău va fi transformat într-o zonă urbană pietonală. Pavajul va fi schimbat în totalitate, iar în locul gresiei va fi pus un granit mat, ce va păstra motivele tradiționale românești. În piața Dacia vor fi montate bănci cu arhitectură modernă, iar fântânile arteziene vor fi adaptate noului stil. De asemenea, zona de spații verzi va fi extinsă și vor apărea și spații noi destinate turiștilor. Potrivit proiectului, alea a trandafirilor de la intersecția de la Biserica Sfinții Îngeri până la magazinul Dacia va fi închisă traficului rutier. Acolo vor fi montați stâlpi retractabili pentru ca accesul auto să poată fi permis în cazuri speciale.